Bună ziua tuturor! Revine sarcina astăzi de a face o scurtă incursiune în economia mondială, pentru ca apoi să tragem câteva concluzii în legătură cu potențiale evoluții ale pieței din România. Înainte de a începe, însă vă rog să-mi permiteți un mic moment emoțional. Aș vrea să felicit Xprim pentru 20 de ani de la înființare. Este într-adevăr un partener de încredere pentru această industrie și credeți-mă, am lucrat cu multe industrii și sunt puține care au parteneri de o asemenea valoare. Aș vrea să invit pe toți membrii echipei Xprim să se ridice în picioare. Mă rog! Nu o să vă pun să faceți dansul bucuriei. Vreau doar să vă apreciez pentru lucrurile de calitate pe care le faceți și sper că împreună cu celelalte asociații, inclusiv CFA România și alte asociații care se ocupă de bunăstarea românilor, să facem multe lucruri bune împreună. Și acum să ne întoarcem la subiectul meu preferat, cifrele. S-a vorbit și în prima parte a conferinței că ne aflăm într-o conjunctură economică externă foarte bună, așa este, avem o creștere economică la nivel mondial solidă și când spun solidă, ea este undeva în jur de 2-3 puncte procentuale, bineînțeles că avem creșteri mai mari în economiile emergente și creșteri mai mici în economiile dezvoltate și foarte dezvoltate, acesta este un lucru foarte bun. Ne aflăm într-un moment de, să spunem, de factori macroeconomici stabili. Avem o inflație la nivel mondial și aș vrea ca atunci când auzim cuvântul inflație să nu ne imaginăm neapărat lucruri rele. Gândiți-vă că lumea, așa cum o știm noi astăzi, nu poate să mai funcționeze fără o creștere economică constantă și fără inflație. Ce s-ar întâmpla într-o lume fără inflație? N-ar mai exista creștere economică. Dacă noi, ca și persoane, ne-am aștepta că prețurile vor scădea, n-am mai cumpărat nimic astăzi, nici un produs de asigurare, nici un orice alt bun, pentru că am aștepta ca prețurile să scadă. Deci inflația este foarte sănătoasă pentru creșterea economiei mondiale, sigur, atâta timp cât ea este la un nivel rezonabil, iarăși vorbim de 2-3 puncte procentuale. Și mai este un factor, care iarăși eu zic că este foarte bun, vorbim de majorarea la nivel mondial a dobânzilor. Deci este un lucru bun pentru industria dumneavoastră, pentru că, la fel cum au arătat și vorbitorii mei înainte, o mare parte, de fapt cea mai mare parte din investițiile societăților de asigurări și a fondurilor de pensii se duc în obligațiuni guvernamentale și obligațiuni corporative. Majorarea dobânzilor înseamnă randamente mai bune pentru investițiile dumneavoastră. Deci aveți resurse mai bune pentru a vă acoperi riscurile. Iată câteva, urmează câteva grafice, aș vrea doar să pun în context ce se întâmplă în zona euro, zona euro pentru că spre acolo ar trebui să ne îndreptăm, cel puțin într-un orizont de 7 ani, să spunem, 7-10 ani. Uitați-vă ce se întâmplă în zona euro, aici avem creșterea PIB, după cum am spus, creștere foarte bună în 2017, între 2 și 3%, la fel și pentru zona euro, deci țările care utilizează moneda euro. Iată și rata inflației pentru zona euro, vedeți că ne situăm confortabil, cel puțin la nivelul zonei euro, sub acea limită de 2 puncte procentuale, chiar este sub 1,5%. Deci, o perioadă foarte, foarte bună pentru economia Uniunii Europene și în special pentru economia zonei euro. Uitați ce se întâmplă cu prețurile mărfurilor. Ele sunt de asemenea o indicație a mersului economiei mondiale, iar indicația este următoarea. Dacă economia merge rău, prețurile mărfurilor vor crește și viceversa. Uitați ce se întâmplă cu prețurile mărfurilor. S-au stabilizat la un nivel destul de jos față de perioada de creștere. Prețurile mărfurilor pe termen lung, cel puțin, nu au cum să mai crească și să mai ajungă la aceste niveluri, din simplul motiv că focusul industriilor prelucrătoare extractive se schimbă. Vorbim despre mașini electrice, despre tehnologie, influența
petrolului, așa cum o știm noi acum, nu are cum să mai fie cea din trecut. Deci prețurile mărfurilor nu au cum să se mai întoarcă la un nivel. Deci dacă vreți să investiți în mărfuri, poate vă mai gândiți. Contextul intern. Am avut o creștere economică foarte bună în anul 2017, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Înainte să ne felicităm pentru asta, aș vrea să vă aduceți aminte că creșterea pieței asigurărilor nici măcar nu s-a apropiat de creșterea PIB, deci am avut, sper să nu mă înșel din ce a spus domnul Marin, am avut o creștere a primelor brute subscrise undeva între 3-3,5% față de creșterea economică 7%, deci industria dumneavoastră nu a reușit să captureze decât jumătate din creșterea economiei. De ce s-a întâmplat acest lucru? Sunt mai mulți factori. Cred că s-a spus deja foarte mult că această creștere economică bună a fost generată în principal de consum și, după cum am văzut, banii românilor, deci România au avut mai mulți bani în buzunar, însă banii românilor nu s-au dus în asigurări. Am avut o creștere, într-adevăr, pe asigurări de viață, însă cred că trebuie să ne uităm și baza de la care am pornit, că dacă am pornit de la o bază mai mică, atunci sigur creșterea procentuală a fost foarte mare, însă noi trebuie să creștem mai mult. Și nu uitați că în medie un român cheltuie puțin peste 100 de euro anual pentru asigurări. Deci aici este zona unde trebuie să creșteți dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat în 2017? Am avut o politică fiscală prociclică. Practic, atunci când economia a mers bine și am avut o creștere foarte bună, guvernul a venit cu măsuri prociclice, adică de încurajare în plus a economiei și am avut reduceri de taxe, creșteri salariale în domeniul bugetar, creșteri ale pensiilor. De ce avertizează analiștii asupra acestor politici fiscale? Noi nu suntem împotriva bunăstării populației, dimpotrivă, însă prin formare suntem niște oameni mai prudenți și ne întrebăm dacă în momentul în care economia merge bine, pompăm și mai mult în ea, ce se întâmplă dacă vine o criză mondială, dacă se întâmplă o catastrofă naturală sau orice alt factor care vor încetini și economia mondială. Ce se va întâmpla în acel moment? Cu ce putem veni noi ca să putem să ajutăm economia să depășească. Dacă deja am scăzut taxele și cele sunt foarte mici, dacă deja am crescut salariile, cu ce mai putem veni? Acestea sunt zonele de care ne temem noi. Dar să sperăm că nu va fi cazul. Și al treilea factor cu influență majoră pe piața din România, vorbim de inflație, pentru că inflația în România este mult peste media europeană. Dacă am spus că o inflație de 2% este sănătoasă, noi deja ne situăm în teritoriul de 5% și pare de neoprit. De ce avem această evoluție? Este pentru că în 2017 salariile au fost crescute, însă această creștere a salariilor nu a avut la bază o creștere a productivității. Deci, dintr-o dată, în economie au fost mai mulți bani, este normal ca prețurile să crească. Unde se va opri? Vedem inflația la sfârșitul anului undeva între 5 și 6%. Sperăm că nu va fi mai rău de atât. După cum am spus, inflația datorită creșterii bazate pe consum, mai avem și creșterea pentru prețurile pentru materiile prime, care iarăși a influențat, și mai avem și acea inflație importată. Atâta timp cât banii românilor se duc mai degrabă în bunuri și servicii din import, este absolut normal ca orice evoluție pe piețele internaționale să fie automat importată și în România. Din aceste motive este atât de greu de controlat inflația în România. Ce se întâmplă cu anticipațiile inflaționiste? Au fost transmise imediat în piața monetară. Uitați ce se întâmplă cu indicatorul ROBOR. Este cel mai de temut indicator, cel puțin în zilele acestea. Iată, în trimestrul 1 din 2018. Și cu maturitatea 12 luni. La ce ne așteptăm pentru finalul acestui an? ROBOR la 3 luni, așteptăm să ajungă undeva la 3,3, chiar spre 3,5%. Deci credem că va mai crește. Piața instrumentelor cu venit fix, dacă aveți banii disponibili, aici trebuie să investiți, pentru că randamentele la titluri vor crește foarte mult.
Iarăși, într-o economie afectată de inflație, guvernul va trebui să plătească mai mulți bani pentru a se împrumuta. Și după cum o să vedem imediat, guvernul va avea nevoie să se împrumute pentru a acoperi deficitul. Deci randamentele la titluri o crește chiar spre 5%. Cred că nu sunt depozite bancare în acest moment care să ofere 5%. Rata inflației, rata de politică monetară. Deja de la începutul anului, Banca Națională a României a crescut de 2 ori rata de politică monetară. Nu este o întâmplare, se datorează exclusiv inflației și, după cum ați văzut, inflația este destul de greu de controlat și va fi destul de greu de controlat și, prin urmare, este posibil sau chiar probabil ca rata de politică monetară să mai crească. Și acum cauzele. Deficitul bugetar. România, 3% din PIB. Plus, minus este sau după diverse măsurători sau 2,99 sau 3, ceva, media europeană 1,7. Acum o să mă întrebați de ce atât de rău să avem un deficit, pentru că un deficit înseamnă că practic cheltuim și ar trebui să cheltuim dacă perspectivele pentru viitor sunt foarte bune. Cheltuind acum, pur și simplu creăm mai multă valoare în viitor. Problema cu acest deficit este că mai mult de jumătate din el este creat de bugetul asigurărilor sociale, deci de pensii. Deci nu, cheltuielile nu se duc în investiții așa cum ar trebui, astfel încât să creăm valoare pentru viitor, ci le se duc în plăți recurente. Aceasta este, de fapt, marea problemă a României în ceea ce privește deficitul, nu neapărat valoarea lui, ci cauzele lui. În această situație ne uităm cu ce putem acoperi deficitul. Uitați-vă la România, venituri fiscale, media Uniunii Europene, 40% din PIB, România între 25% și 30%. Acesta este un grafic pe care l-aș putea pune în orice an, din 1989 până în prezent. Cu toate eforturile care s-au făcut de modernizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a sistemelor IT, România nu a reușit nici până în ziua de astăzi, după aproape 30 de ani, să-și îmbunătățească gradul de colectare. Aceasta este o problemă fundamentală care trebuie analizată și care trebuie rezolvată în viitor. Altfel, mereu ne vom învârti în jurul acestei sume. Structura veniturilor. Probabil că știați deja, vreau doar să vă aduc aminte că cea mai mare pondere în venituri o are taxa pe valoarea adăugată. De aceea este de așteptat ca orice dezechilibru în principal sau ca soluție imediată să fie rezolvată prin taxa pe valoarea adăugată. Urmează apoi ca și pondere contribuțiile sociale, o altă arie destul de controversată, iar celelalte taxe, vedeți, o pondere mult mai mică, 25%. Asta dacă vrem să ne uităm în viitor, să vedem ce s-ar putea întâmpla în cazul în care veniturile fiscale și celelalte venituri ale bugetului nu vor putea să acopere deficitul venit din bugetul asigurărilor sociale și din celelalte cheltuieli. Uitați-vă ce se întâmplă cu cheltuielile sociale. Acesta este un raport al Comisiei Europene. Chiar a fost... Am citit recent, săptămâna trecută, un document oficial al Guvernului în care preconizează cheltuieli sociale undeva spre 90% din PIB. Comisia Europeană este mult mai pesimistă. Vedeți, ne situează undeva spre 14% din PIB până în anul 2050. O să ziceți ce ne mai interesează pe noi anul 2050. Sperăm cu toții să fim bine sănătoși și să ne putem primi pensiile atunci și sperăm să facem acest lucru nu pe cheltuiala și pe munca copiilor noștri, dar o să vedem ce va fi. Uitați-vă doar câteva cifre. Evoluția populației României, în prezent 19,5 milioane, minus 20% în următorii 30-40 de ani. 30% din populație va avea peste 65 de ani. Rata de dependență a pensionarilor de salariați, 60%. Acestea sunt niște cifre sec, însă ele se bazează pe mai mulți factori. Vorbim despre o natalitate scăzută, vorbim despre emigrație. Eu cred că nu este nimeni aici în sală care să nu aibă un prieten, o rudă, care să nu fi plecat la muncă în străinătate. Aceasta este realitatea. Ce ne putem aștepta, cel puțin pentru următoarele 12 luni? După cum am spus, inflația credem că se va majora în continuare și ne vom situa până la sfârșitul anului undeva în jurul valorii de 5-6%. Majorarea dobânzilor va continua, însă acestea vor rămâne reale negative. Prin urmare,
chiar dacă punem banii la bancă și dobânzile la depozite vor crește, economiile noastre vor fi anulate de rata inflației. Deci trebuie să ne gândim foarte bine în ce ne investim banii și o depreciere în continuare a leului față de euro, am spus ușoară, nu neapărat bazată pe fundamente, ci bazată pe faptul că există mecanisme ale Băncii Naționale a României de a contracara o devalorizare accentuată a monedei naționale în contextul în care o mare parte din economia României este deja euroizată, dacă pot să mă exprim așa. Riscurile pe termen mediu și lung, am spus deja, politica fiscală prociclică și înrăutățirea deficitelor gemene. Un deficit gemen înseamnă că avem în același timp și un deficit de cont curent și un deficit bugetar. Ambele sunt la niveluri maxime în România în prezent. Riscuri externe, majorarea dobânzilor, deci va crește costul de finanțare al statului, vom plăti mai mult din buzunarele noastre, din taxele și impozitele noastre pentru a acoperi costul de finanțare al statului. Și aici vă aduc aminte din nou că cheltuielile statului se duc nu spre crearea de valoare, spre investiții, ci spre plata pensiilor și salariilor preponderent. Creșterea prețurilor la materii prime pentru industriile prelucătoare extractoare și volatilitatea generală a piețelor financiare. Strategii pe termen lung, cred foarte tare că trebuie să existe un cadru de reglementare flexibil și adaptat pieței. Noi suntem parte din Uniunea Europeană, avem această pălărie, să spunem, europeană și avem acele legi și reglementări pe care trebuie să le adoptăm și o facem în mod armonios prin intermediul ASF, însă există și alte inițiative către care invit industria să își spună punctul de vedere. Și aici o să precizez doar câteva exemple. Spre exemplu, există o inițiativă de, în contextul GDPR, de restricționarea utilizării datelor genetice și biometrice. Cum va afecta acest lucru industria asigurărilor? Nu vom mai putea face o asigurare prin aplicație? Gândiți-vă la acest lucru. Iarăși, un alt proiect de a anula utilizarea asigurărilor de garanție pentru firmele care lucrează în proiectele cu statul. Iarăși, dacă muncim să extindem area de produse, de ce să venim cu o legislație care să limiteze gama de produse? Asigurările de sănătate. Se impune de mult clarificarea legislației. Acestea sunt proiecte în care vă puteți implica și puteți să aveți un impact acum pentru industria dumneavoastră. Sigur, poate că celelalte nu țin neapărat de dumneavoastră, politică fiscală predictibilă pe termen mediu și lung, însă și aici puteți să vă spuneți vocea, să spuneți care sunt lucrurile care vă afectează, să creăm un mediu economic sănătos, să ne implicăm în educația financiară. Am văzut astăzi spuse foarte multe proiecte, am văzut chiar că România a luat și un premiu în ceea ce privește educația financiară. Cred că acest lucru s-a văzut, ați avut o creștere pe asigurările de viață de peste 20%, este chiar impresionant. Nu uitați însă că plecați de la o bază mică, ați construit, trebuie să mergeți mai departe, trebuie să măriți pasul. Și doar câteva lucruri despre viitor. Cred că mesajul meu pentru dumneavoastră este următorul. Cum ne-a spus și doamna Hoc, industria modernă a asigurărilor a apărut acum vreo 300-400 de ani. Gândiți-vă că ceea ce lăsați în urma dumneavoastră trebuie să funcționeze cel puțin încă 300-400 de ani. Cum veți face acest lucru? Și doar câțiva factori de influență. Big data. Mulți dintre dumneavoastră aveți la mână smartwatch-uri. Dacă smartwatch-ul poate să spună, dacă fumați 10 țigări pe zi, dacă faceți jogging dimineața, dacă mâncați la McDonald's, care este prima dumneavoastră de asigurare la o asigurare de sănătate? Față de o persoană care, nu știu, este vegetariană și lucrează în aer liber. Crowdfunding, mutual insurance. Iarăși, o industrie care se va dezvolta foarte mult. Și pachetele de produse. Trebuie să fiți mai aproape de clienții dumneavoastră, trebuie să-i ghidați. Dacă o persoană a cumpărat o asigurare casco și între timp a născut un copil, imediat oferiți-i și un pachet pentru copil și așa mai departe. Ca să faceți toate aceste lucruri, tehnologia vă va ajuta. Trebuie să o înțelegeți și să o adoptați. Și pentru a face acest lucru, vă invit să nu plecați și să rămâneți în partea a doua conferințe despre insurance in a digital world și aș vrea să introduc două persoane pe care sigur le cunoașteți, însă nu știu dacă cunoașteți aceste personalități ale lor
În ceea ce privește tehnologia în industria asigurărilor, este vorba de domnul Rangu, care nu știu dacă știați, este vicepreședinte al comitetului din cadrul EIOPA cu privire la InsurTech. Deci vă invit să nu se supere pe mine, să-l întrebați la pauză tot ce vreți să știți despre acest domeniu, și Alex Ciuncan cu multele lui pălării, însă mai nou secretar general al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor, o asociație care va face foarte multe pentru dumneavoastră. Atât am avut de spus, vă mulțumesc!